Dragii noștri, și bine ați venit la prima ediție în direct a emisiunii din Arhiva TVR din acest an. Profit de ocazie pentru a vă ura numele echipei care realizează acest, această emisiune un an așa cum vi-l doriți: să aveți multe împliniri, bucurii și să aveți parte de tot binele din lume. Așa cum vă spuneam în ultimele emisiuni de acum un an, ca să vă zic așa. V-am promis că vă vom aduce și anul acesta, oameni de cultură care au ceva de spus, care pot să dea exemplul lor de viață prin propria lor viață. Ediția de astăzi este pentru mine una specială și sper că la fel de specială va fi și cea de astăzi pentru dumneavoastră. Vom încerca, așadar, să vă oferim un moment de introspecție de sensibilitate, de întoarcere lăuntrică la esențe, prin intermediul poeziei. Despre invitatul nostru de astăzi, ar trebui să vă spun că este unul dintre cei mai prolifici poeți români contemporani, de-a lungul timpului publicând peste 50 de volume de poezie. Critica literară a relevat structura nobilă a creației sale poetice încă de la debutul din 1965 cu ultrasentimente. Volum ce a impus, după cum certifică Aurel Martin, un poet de netăgăduit talent, înzestrat cu harul de a transfigura realitatea cotidiană. Dragostea pentru poezie, dar și încercarea de a găsi o modalitate de exprimare. Împotriva unui regim opresiv, l-au determinat să fondeze în 1973 cenacul Flacăra. Devenit un fenomen cultural mai bine de un deceniu. Pe scurt 1615 manifestări de muzică, poezie și dialog în fața a mai mult de 6 milioane de spectatori. În cadrul cărora s-au lansat spre marele public cele mai faimoase figuri ale muzicii tinere românești, poeți și alți creatori. Sunt foarte multe lucruri de spus, dragii noștri, dar nu vreau să le epuizez încă din prima prezentare. Cred că v-ați dat seama deja că vorbim despre poetul, publicistul, profesorul și omul de cultură Adrian Păunescu. Vă propun să intrăm în universul lui poetic prin intermediul unei poezii foarte dragi mie, Biserica lui Dumnezeu, pe care poetul o recită în cadrul emisiunii un zâmbet pentru vârsta a treia, realizator, Sanda Țărană. Biserica lui Dumnezeu. Aici e biserica noastră, sfințiți, temelia părinți. Deschidem spre cer o fereastră și umplem pământul cu sfinți. Prea multe tentații, păgânea târnă de inimă greu. zidește altarul, române, cu tine aici, Dumnezeu. Și viața, un vechi paradox, nimic nu-i făcut în zadar. Aceste zidiri ortodoxe îl au pe Isus ca zidar lucrăm o biserică sfântă și suntem și triști și săraci, în mână pământul ne cântă ca vița suind pe araci. Salvare nu e nicăieri decât între ai noștri mereu, aici va veni învierea, aici va lucra Dumnezeu. Cu grijă umblați fiecare când ochii deschiși ne rămân, aici în aceste altare se roagă poporul român. Arată-ne calea Iisuse, de a trece de traiul mizer și spune -ne lucruri nespuse și Tatăl ce face în cer. Și roagă la noi să mai vină, când tot ce iubim e răsfrânt, că facem în plină lumină, Biserica lui pe pământ. Domnule Păunescu, este o onoare pentru mine și o provocare în același timp de a uh, sta față față cu dumneavoastră și de a încerca să stabilesc un dialog. Pentru că așa cum uh, poezia pe care dumneavoastră a scris-o mi-a influențat mie destinul, ca tânăr care a încercat la un moment dat să scrie poezie, așa cred că sunt foarte mulți cei de acasă care simt același lucru. Voi încerca astăzi să vă mulțumesc prin num în numele lor și numele meu că ați acceptat invitația noastră de a fi um, invitatul nostru la, din Arhiva TVR. Da, cu bucurie, pentru că mie comunicarea mi se pare un mod de a supraviețui și sunt bucuros că Provocarea vine din partea unui om tânăr și chiar din partea unui student al meu. E o atât de mare bucurie încât uh, încercam să-mi aduc aminte figuri din uh, uh, amfiteatrul în care ne întâlnim și îmi dădeam seama că de-a lungul anilor la noi, la, la Spiru Haret, universitate înjurată Urât și nedrept, s-au format oameni excepționali, și de la, de la promoție, la promoție s-a întâmplat un fenomen extrem de interesant și anume, fenomenul numit progres. În fiecare an observ la anul care încheie, la seria care încheie, că trebuie să plec mai de sus când abordez temele culturii și civilizației textele fundamentale. Plec mai de sus, adică oamenii se informează și se ajunge la un fel de, de dialog egal. Sunt copii excepționali care au învățat în scurtă vreme să abordeze teme cu adevărat fundamentale. De exemplu, problema Socrate, de exemplu, problema interviului în literatură, în gazetărie sau uh, temele istorice. Uh, eram disperat când vedeam, în anii trecuți, generațiile tinere îndepărtându-se de... Uh, de ideea națională. Asta când... poate pentru faptul că nu citesc suficient Da, nu erau atrași. Nu, nu se simțeau uh, părtași la ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918. Ori, uh, intrând puțin în structura evenimentelor și documentelor de atunci, oamenii uh, se molipsesc și Sau sunt copleșiți. Poate pentru faptul că nu era, nu, a, nu exista cineva care să le explice importanța. Eu nu știu, evenimentelor. pentru că eu nu eram decât eu, nu, știu, nu eram și altcineva, dar eu vă spun că, uh, așa cum la începutul șederii mele aici povesteam, până și intrarea în sala de curs se petrece într-un mod uh, Respectuos. Întârzie studenții, eu n-am uh, prejudecăți, să zic, nu afară, și uh, vin și unii mai fac zgom, adică mai tropă, mai. și ceilalți reacționează imediat. Deci există o, 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 o liniște de așteptare. Iar când e vorba de întrebări și când e vorba de exprimate opinii, sunt. Lucruri teribile care se petrec într-un oraș. Pentru că ați știut întotdeauna să stabiliți o legătură uh, da. cu cei tineri. Uh, și am făcut-o și la cu cei cu... Asta e adevărul. Eu primeam bilete din public cu întrebări grele, unele dintre ele uh, politice și foarte, foarte, foarte apăsătoare. Și trebuia să răspund, pentru că nu mă puteam face de râs. Mai ales că uneori unii dintre cei care îmi scriau mă avertizau uh, hai să vă văd dacă sunteți în stare să răspundeți. Da. Da. Cum, cum reușiți să stabiliți această legătură între generații? Pentru că ați făcut-o odată, pe vremea Cenaclului Flacăra, da. și ați păstrat-o până în ziua de astăzi. Tocmai ceea ce ne povesteați acum câteva o... minute demonstra acest lucru. Au fost și uh, momente mai dramatice, mai ales venind de la mine, care începem să-mi pierd încrederea și răbdarea, văzând către ce se îndreaptă. Primele promoții de după 1989, adică um, un fel de, de ieșire din cadrele civilizației, um, oameni care um, nu mai respectau nici alfabetul, nici gramatica. Asta cu gramatica, de fapt, e o problemă generală. Și astăzi încă mai e nevoie de, de, de cursuri de gramatică. Și politicienii au mare nevoie să învețe gramatică. Mulți dintre ei Vorbesc o limbă de care e, se face jenă. Pronunța iurea. În fine, nu vreau să insist, e, nu e o emisiune de politică, dar de analiză a culturii politicienilor e, nu pot să e, nu mă ocup. E cumplit de trist când îl obișnuim pe cetățeanul român, pe omul simplu, cu niște poncife, cu niște locuri comune, cu niște erori. De aceea ziceam că la început am fost, eram chiar disperat. Mi-am dat seama, mai ales după experiența basarabeană, după uh, întâlnirile cu Grigore Vieru, cu Nicolae Dabija, cu Mihai Cimpoi, cu Leonid Alari, cu oamenii de mare calitate de acolo, cu Anatol Codru, mi-am dat seama că, până la urmă, comunicarea cu generațiile tinere este baza renașterii naționale. Dacă oamenii tineri nu, nu, sunt, nu sunt sensibilizați să răspundă la apelurile de renaștere a țării, țara nu va renaște. De aceea, repet o, o sintagmă genială a lui Bălcescu, în junie este entuziasmul lucrurilor mari și de adică devotamentul pentru adevăr. Dar ei au nevoie totuși de... Um personalități de oameni care se îndrume. Gândiți-vă totuși la generația Dar care acum... să nu le dă acum, impresia că îi duc de mână. Evident. Gândiți-vă la generația care acum, de exemplu, termină liceul. Care este atrasă de uh, lucrurile mai puțin pozitive din viața noastră. Uh, nu zic de distracția extremă, zic de superficialitate, vorbesc de uh, și, aparenta și, și violență. Și generația mea a trecut prin aceleași faze, să știți. Dar de la un punct încolo a venit seriozitatea, a venit preocuparea pentru viață și cred că vine și în cadrul nou. Au avut ei niște limite sau au fost cei din afară care au încercat să le impună niște limite? Școala, ca instituție care se ocupă de chiar de această chestiune și cultura, ca fenomen mai larg, au fost deteriorate și au fost puse la o parte. Și astăzi, nu numai la modul abstract, dar la modul concret, prin ceea ce îi se oferă școli, prin felul cum e tratată. Școala este bazocorită. Școala este scoasă din uz. Școala este urmărită ca uh, un fenomen uh, de tarabă. Or, uh, nu sunt rezultate imediate prin uh, școala de înaltă calitate pe care o uh, institui în țara ta. Nu sunt rezultate imediate. Nu se văd uh, nici pătlăgerele roșii, nu apar nici șpanuri, nu apar nici măcar obiecte de lux. Nu, nu apar imediat. Dar apare uh, o, altă, uh, o altă țară. O țară uh, care recurge mai degrabă la cultură și la dialog decât la tribunale și pușcării. O țară care are nevoie uh, de demnitate în lume și asta nu se poate obține cu niște oameni proști sau cu niște oameni cretinizați sau cu niște oameni, uh, niște oameni apăsați. Unul dintre lucrurile pe care le fac eu, de exemplu, la curs, este uh, insistența pe momentul în care cei din fața mea ar deveni oameni de sine stătători, ar fi într-o delegație la Viena, la Paris, sau, știi foarte bine de și le spun, domnule, dom suntem în seara asta uh, împreună, eu sunt turc, ăla e spaniol, ăla e neam, ăla e ungur. Te rog, explică -mi și mie, că așa vine vorba. Ca niște exerciții de imaginație. Exact. Stăm la un par, da? E acel lobby despre care se spune -mi și mie. De ce țara Dumitale trebuie să cuprindă și Transilvania? Explicăm. Ce temeiuri uh, importante? De ce trebuie? Care este uh, semnificația uh, acestei insistențe? cu privire la identitate. Ce înseamnă? Și așa mai departe. Astea sunt teste, sunt, uh, sunt uh, teze pe care ei le susțin și își dau seama pe măsură ce uh, scriu câte resurse și eu îmi dau seama de chestia asta, câte resurse au în uh, mintea lor pentru a dar se... Dar de cele mai multe ori a... fără să știu da, că și, le Da, păi, sunt adormite. Dar, dar se trezesc și reacționează extraordinar. Adică învață cum să se transforme în avocația ai țărilor. Asta e o chestiune foarte... Că de ce am mai spui doar, de... păi de la Transilvania e așa pentru că o iubesc eu. Stă... Nu este un argument. Da. Deci trebuie, trebuie și răceala de cuget de a afla niște lucruri care ne, ne apără și de a încerca să creăm pentru generațiile viitoare ceea ce creează, de exemplu, scrisoarea pe care o studiem noi la curs, scrisoarea uh, preotului dr. Vasile Lucaci către pop de Băsești, în 1892. Erau între două închisori. Și ăsta îi spune în să, să ne pregătim de procesul memorandului, să arătăm întregii lumi civilizate dreptatea noastră. Și ce eu le-am spus deja la proces, la satul mare, că, voi fi, că mă voi răzbuna. Și răzbunarea mea va fi cumplită pentru ei. Să vedeți care e răzbunarea. Eu voi fi deputat de satul mare pentru dieta din București. Lucrurile astea tânăra generație nu le știe. Și nici nu numai, nici nu, deci nu numai ei, dar oamenii în genul. Nu frecventează. Dar astea trebuie puse de umaniști, de profesorii de literatură, de profesori de istorie. Trebuie puse în relief pentru că ele. Contează foarte mult și profesorul. Contează foarte mult da, da, și, și recursul atitudinea... la documente profesorului față de ceea ce explică. Contează dacă știe să transmită ceva, dacă știe să transmită doar niște informații. Și asta se poate învăța. Sau și reușește și să treacă bariera dintre catedră și banca studentului da. sau elevului respectiv pentru a ajunge la sufletul lui și la mintea lui și pentru a determina o reacție din partea lui. Dar spuneți-mi, de ce zice arhiva TV. mai pentru Vreau că... Nu suntem acum? <laughs> nu, nu suntem din arhivă, dar pentru că m-ați întrebat uh, acest lucru, uh, răspunsul meu va fi exact ceea ce am pregătit în minutele următoare. Vă rog. Îndrăznim să repetăm ceea ce am spus la antena de Brașov, și anume că Victor Socaciu este cel mai profund dintre cântăreții noului val, cel mai interesant, mai interiorizat. Și el va cânta acum Dona Dona, un cântec al muzicii tinere din totdeuna un cântec tradus în românește, un cântec care exprimă lupta împotriva condiției mizerabile în care se zbat unele viețuitoare pe planeta Pământ. În vagonul pentru piață e un vițel

despre impactul asupra tineretului. Am văzut în, în fragmentul de mai devreme ce să-l pline și cât de deschiși veneau oamenii la manifestările Cenacului Flacăra. Gândiți-vă așa. Noi suntem în... Acolo suntem în, acolo, sunt în 1900, uh, 1975. 75. 75? Da. Bun. Câți ani au trecut de atunci? Și dacă eu am mizat greșit... 35 de ani. Gândiți-vă, deci că um, unul dintre oamenii de cea mai înaltă calitate în um, muzica românească de acest tip este chiar Victor Socaciu. Pe care l-am avut invitat la din Arhiva TVR, cred că în vară, da. și care ne-a povestit puțin ce însemna pentru domnia sa folcul, dar și ce însemna cenaclul flacăra. Deci gândiți-vă că el era un student la Politehnica din Brașov un om cu, totdeauna cu probleme, un om curajos, el mi-a adus, foarte rar mi-a adus, un cântăreț texte ale marilor poeți, eventual interzise. El mi-a adus un cântec, un, un, poem interzis. Poem genial al lui Radu Gir, uh, despre uh, Moldova uitată și așa mai departe. Un poem extraordinar. Și l-a făcut muzică. El a avut curajul ăsta. Și în multe privințe m-a... Dar nu era cunoscut, nu era nimic. Era un tânăr care cânta. Eu am mizat pe el pentru că am simțit că e o mare valoare. Și pe atâți alții. Spuneți-mi un nume din, din uh, scena românească de azi care să nu fi trecut prin cenaclu. Uneori a și uh, stăruit în cenaclu. Sunt oameni care au cântat de la început până la sfârșitul cenacului. E adevărat că mai și plecau Că îi mai și sancționam, să mai și supărau pe mine, dar asta este o chestiune Pentru că venit vorba de Cenaclu, nu pot să nu vă transmit niște salutări de foarte departe, de dincolo de ocean. Din partea lui Mircea Boian, pe care l-am întâlnit în decembrie, cu ocazia unor filmări pe care le-am avut în străinătate și cu care am stat și am povestit despre importanța și despre cenacul Flacăra. Am încercat să intrăm în direct cu domnia sa. Dar, din păcate, posibilitățile tehnice nu ne-au permis. Da, mă gândeam că Oceanul Atlantic e tulbure. <gri> da. Băian este dintr-o familie de preoți, este un ardelan dintr-o familie de preoți, și știa din casă cântece naționale. Era unul dintre puținii oameni din generație tânără care știau cântece naționale. Într-un dosar de securitate al meu, la un moment dat e o poveste despre ce făceam eu la Alba Iulia, că am stat noaptea cu regretatul, Dumnezeu să-l ierte, episcop, preasfinția sa Emilian, și cu preoți și, um, și alte ranguri din Biserica Ortodoxă, din Ardeal, și învățam cântece patriotice. Este o chestie colosală. Pentru că și tânăra generație de preoți a acelei vremi fusese treptat îndepărtată de fondul de aur al marii poezii patriotice. Nu aia pe care uh, o recitau uh, în mod troglodit uh, niște, ci aia mare, aia care uh, pentru care se murea pe front, aia care uh, e parte din Unitatea Națională. Și Boian a venit cu un cântec excepțional. Hai să întindem Hora Mare. el a venit cu, cu, mai aici sau mai, și mai colea, mai aproape de hotare, până în Basarabia. Deci, Mircea, Boian de care ziceți. Am să vă propun să mai facem o pauză muzicală. Vă rog. O altă surpriză de data aceasta o vom revedea pe Tatiana Stepa. Ies la în veacul greu, noi orice fi, lucrăm mereu. Dăm foc, dăm foc felinarilor. Am ascultat un cântec, uh, versurile, bineînțeles, fiind uh, semnate... Și muzica lui Ștefan Crușca. Și muzica lui Ștefan Crușcă, versurile fiind semnate de dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Nu numai semnate, și scrise. <laughs> bineînțeles. <laughs> da, da. Nu că în unele cazuri nu e chiar așa. Unii Bine, semnează, și, alții scriu. Da, corect. Așa este, din nefericire, nu este un lucru uh, da, de dorit. Da. Uh, ce s-a întâmplat cu muzica de astăzi, care de cele mai multe ori își pierde mesajul? Am văzut... Uh, am ascultat câteva din cântecele Cena lui Flacăra. Toate aveau o melodie, dar de cele mai multe ori textul era cel care era cel mai important. Da, textul e adubărat, e adubărat. Avea un destinatar, și textul conținea un mesaj. Era, era poezie. Era poezie. Păi, Uitați-vă exact. la. Uh, ce Anda să zicem? Am nu Dumnezeu să-i ierte. Uh, ea uh, a venit din muzica ușoară. Și a venit tocmai pentru că. Simțea nevoia să se, um, să se purifice. Căuta poezie. Ceea ce în muzica ușoară a timpului și nici ulterior. Nu, și nici acum. Nu găsește. Tocmai. Atunci, de exemplu, i-am -am, uh, prezentat o, o, o operă genială a lui Labiș, poet nemaipomenit. Uh, se numea uh, Noi nu. O parte din noi ne-am învins minciuna greșeală și groaza, dar drum, mai e drum necuprins până în zară ce-și leagă în oaza. Generații secate se sting, tinerii râd către stelele reci, cine va pierde credința li pe aceste mereu mișcătare poteci. I-a plăcut foarte mult și a făcut un cântec. Alte lucruri. am scris împreună, mergeam la scurtă vreme după întoarcerea mea din America, mergeam, am mers cu cenacul pe care îl formasem, Mă pripă așa, la mormântul lui Miron Radu Paraschivescu la Valenii de Munte. Era iarnă, era o atmosferă colosală. A debutat atunci alt om care nu mai e printre noi, Valeriu Penișoară, Dumnezeu să ierte, un om de mare talent din Moldova. Și eh, cu anda am scris atunci pe drum, eh, Bocet pentru Miron Paraschivescu. Eh, și vă zic că astăzi plouă ca pe o șiră de cocen peste Miron Paraschivescu, în cimitirul din Valen. A fost o atmosferă extraordinară și Anda s-a simțit minunat legănată de niște versuri. Inspirația ei a fost mare. Problema, deci, este să respectăm fiecare dintre componentele întâmplă? muzicii acesteia. ce se întâmplă cu poezia astăzi? Câți dintre tinerii de astăzi mai citesc poezie, mai se întorc asupra poeziei păi așa cum ar trebui păi dacă se instrumentele poarcă. de cultură sunt vestejite, sunt marginalizate, cum să, cum să se facă uh, punta între tânăra generație și poezie dacă tânăra generație nu... Nu trăiește într-un climat de poezie. Mizeria zilnică, sărăcia, nenorocirile care însoțesc viața întregii țări. Din nefericire, ceea ce se promovează la Dar și ce se promovează la televizor. nu pot N-ar putea conduce decât la asemenea fenomene. Trebuie o zguduire puternică, trebuie ca un nebun, cum au fost în epocă, după cum ați văzut, să ia inițiativa și să facă o nouă mișcare culturală. Eu am încercat anii trecuți. Toată lumea umblă după profit, inclusiv unii dintre membrii vechi ai cenacului. Noi mergem uh, în fața unor oameni sărmani, dar uh, membrii, unii din membrii ai cenacului pretind niște lucruri pe care nu le pot face. Bănește vorbind. Mai ales că, eu le reamintesc, ei cântă de 30 de ani de tre pe versurile mele, iar nu, iar nu le-am cerut niciodată niciun leu. Deci trebuie găsit o soluție. Și asta ar, ar însemna să mai cedăm fiecare din uh, aceste pretenții. Și pentru să... a ne întoarce până la urmă către esență, pentru exact. că fiecare din noi are măcar uh, o particică în suflet. Luați care fiecare cere... o parte din Marea Cetate Uzată, uh, ascundeți cu toții cenaclu că poate refacem vreodată. Da. Titu Maiorescu s-a întors acasă de pe o condiție strălucită de doctor în filozofie și, și n-a -a acceptat să fie mare lider european de cultură. A venit acasă să facă Școala Națională. Aia mică, aia din satele pe care le disprețuim noi acum și îi luăm elevii și îi luăm profesorii. Titu Maiorescu asta a făcut. Și așa mai departe, sunt uh, mari oameni de cultură, sunt și niște jerfelnici, adică pot să se Dar cât să mai gândesc cauze? astăzi la ei, când uh, ceea ce înseamnă interes material foarte aproape este mult mai important decât ceea ce a fost în trecut? Noi nu avem ce face. Nu putem schimba cursul uh, lumii decât schimbând întâi de mentalitatea. Uh, Deseori sunt întrebat, domnule, de ce n-ai făcut o revoluție, domnule, Când aveai 50.000 de oameni în față, de ce n-ai? Și pentru că n-a fost... Niciodată în gândul meu așa ceva. Mă bănuiau în perioada trecută că aș putea face asta, dar eu n-am gândit niciodată să răstorn eu regimul. Asta nu. Dar am știut precis că fac un lucru. Și anume, crez o nouă mentalitate. Pe care oamenii tineri ai acelei vremi poate unii fără să-și dea seama au folosit-o. Gândiți-vă că în piața în piața, aru, revoluției nu știu cum îi zicea atunci acolo într-o noapte hotărătoare, se auzea un text al meu pe care îl cântă Socaciu. Revoluția e noi, flacăra sporiții, nu e cale înapoi, jos în burgheziții. Gândiți-vă că astea au pătruns în oameni și au, și -au lucrat. I-au mobilizat. Asta cred că trebuie făcut acum. Trebuie o nouă mișcare culturală sau cea veche, de anvergură, care să schimbe sensul acelor de ceasornic. Să nu mergem către prăbușire. Să nu acceptăm disperarea, care și pe mine mă încearcă. Sunt distrus când văd în ce, în ce mizerie se trăiește. Când văd hăituirea la care sunt supuși oamenii de cultură. Până și chestia asta, care poate fi ridicolă pe plan mondial, asta să, să impozitezi pompele funebre. Mai sunt, le atrag atenția guvernanților, că mai sunt prin sate bocitoare. Alea trebuie supuse unei noi impozitări, a noi legi, a drepturilor de autor. Cum bocesc ele? Cum folosesc ele cuvintele limbii române fără să dea un impozit? Ai nu știu, sunt foarte triste. Eu nu le privesc ca pe, doar ca pe niște chestii de opozant. Mie, pe mine mă doare pentru că asta e țara mea și vă spun o chestie. Am aflat-o între timp. Asta e viața mea. Eu la altă viață nu mai am, din păcate, acces și nu mai am nici dreptul. Deci trebuie cumva, în timpul vieții, să fac împreună cu toți cei care doresc asta, să facem să fie viața mai bună. Nu se mai poate așa. Dumneavoastră ați încercat prin poezie și ați și reușit și tocmai da, ce v-am pregătit în minutele următoare. Sunt sigură da. că o să vă plac. Vă rog. Cine are părinți pe pământ nu în gând. Mai aude și în somn ochii lumii plângând. Cam fost, că n-am fost, orică suntem cu minți. Astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți. ce părinți, niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc, niște cruci încă vii. Respirând tot mai greu sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți? Niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei, de sunt tineri sau nu după actele lor, nu contează deloc. Ei albiră de dor. Să le fie copilul cu o treaptă mai domn Câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn Chiar acum când scriu Ca și când aș urla Eu îi știu și îi simt pătimind undeva Ne amintim și de ei după lungi săptămâni fi bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni. Dacă lemne și-au luat, dacă oasele dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între ei și copii e o prăsilă de câini și e umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au plâns. Însă pentru potop încă nu-i de ajuns. Mai avem noi părinți, mai au dân și copii, pe pământul de cruci numai om să nu fii. Umiliți de nevoi și cu capul plecat, Într-un biet orășel, într-o zare de sat, mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisori de la fii, cum că ar fi norocoși. Și ca niște stafii ies arare la porți, despre noi povestind ca de moșilor morți. Cine are părinți? Încă nu e pierdut. Cine are părinți are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până și unde avem și noi înșine ai noștri copii. Enervanți pot părea când n-ai ce să-i mai rogi. Și în genere sunt și nițel să logi, ba nu văd, ba n-aud, ba fac pașii prea mici. Ba e nevoie prea mult să le spui și explici, cocoșați, cocărjați, într-un ritm infernal te îndreabă de știi de vreun șef de spital. nu e așa că te apucă o milă de tot, mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot. Ca povară îi simți și ei știu că e așa și se uită la tine ca și când te-ar ruga. Mai avem... Mai avem scurtă vreme de dus pe conștiințe povara acestui apus. Și pe urmă vom fi liberi sub cer. Se vor împuțina cei ce n-au și ne cer. Iar cândva vom începe și noi a simți că povară suntem pentru ai noștri copii și abia într-un trist și departe târziu când vom ști disperați vești ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând și de ce încă nu e potop pe cuprins, deși plouă mereu, deși pururi nins, deși lumea în care părinți am ajuns, doveci ei mereu zguduită de plâns. Cred că și dumneavoastră acasă, toți cei care ați ascultat această poezie, ați avut uh, o clipă de meditație, un moment de introspecție, ați avut parte de acea, acel dialog lăuntric cu dumneavoastră înși vă, tocmai pentru a vedea dacă părinții pe care îi aveți vă sunt sau nu vă sunt o povară. De unde? De unde se trage toată această profunzime? A concepției. De unde se trage acest. Uh, nici nu știu cum să-i spun, acest inefabil. Pentru că, dincolo de interpretarea Olga Tudorache, care, într-adevăr, este una de excepție, există un mesaj, exact acel mesaj de care, de care vorbeam da. înainte să-l vom pauza. Într-adevăr, eu n-am -am, auzit-o pe doamna Olga Tudorache recitând, repetată pe la povară, recită gânduitor. Este plină de măreție și Parcă e o tragediană antică. Uh, dar uh, e simplu să vă răspund. Eu tot ceea ce am făcut, am făcut dintr-o imensă dragoste. N-am reușit totdeauna să cuprind sentimentul în cuvânt. Dar uh, eu aici mă gândeam, când am scris poezia, mă gândeam mai cu seamă la bunica mea. Ea a fost pentru mine mamă adevărată, pentru că Părinții mei se despărțiseră când aveam 2 ani și rămăsesem cu tata, iar tata fiind persecutat politic și ba arestat, ba condamnat, ba fugărit prin țară, eu am fost crescut de bunici, de Maica Mare și de Tata Mare. Maica Mare era o femeie genială, deși nu făcuse nicio școală. Tata Mare era un om profund, serios și un învățător de țară, a fost și. și revizor școlar de Dolj, el m-a învățat istorie și m-a învățat gramatică de mic și matematică. Mai mare m-a învățat sentimente. Mai că mare m-a învățat, de exemplu, un lucru sfânt pe care l-am spus și eu copiilor mei, Ioana, Andrei și Ana, că între cei care ne sunt apropiați, cel la care trebuie să ne gândim primul e cel mai în Așa facea mai Mare, avea șapte copii. Șapte copii au trăit până la adânci bătrânețe. Și uh, nu putea fi niciodată veselă pentru că unul dintre copii totdeauna avea câte o problemă. Și asta a fost școala mea de suferință și de, de solidaritate și de empatie. Adică am văzut cum se poate uh, supraviețui prin lacrima. Așa că am scris cu gândul la Maica Mare Iar acum când recit poezia Biata mea, maică s-a îndepărtat Undeva între Între ierburile de pe mormântul Și florile de pe mormântul ei de la bârca Și mă gândesc la fata mea La fata mea dublă La Ioana, cea care are 40 de ani Și la Ana, care are 19 ani și Am îi... să vă le... întrerup Tocmai pentru a vedea materialul următor. Da, o clipă. Doar, vreau să spun că le văd în fața ochilor. Iar ochii lui Andrei, când era mic și acum, pentru mine, guvernează. Mă simt îngrozitor de trist când mă gândesc că n-am făcut destul pentru ei și mi se pare că asta este regula sfântă a vieții. Pentru ca, pentru ca omenia și omenirea să continue. Să ne iubim copiii și să învățăm să fie ceea ce uh, pot ei mai mult. Și uh, mila mea acum a plecat dinspre părinți și bunici, către copii și către... Eu am și nepoți, dar am și strănepoți. Să vă trăiască, să Mulțumesc. vă bucurați de ei. Mulțumesc. Ce ziceți facem? Am zis că vedem în continuare încă un, încă un fragment, să vedeți de ce vrem să-l vedem în minutele următoare. Vă rog. Luați lumină din lumină, pământul, trupuri ne e greu, dar e ușor când se închină cu noi, cu noi e Dumnezeu. Am ostenit asta noapte, dar vom ieși și din defileu pentru lumina Sfintei șapte, cu noi, cu, noi, cu e noi, e Dumnezeu. Nu suntem niște animale cu suflet amânat mereu, în noi e milă și e jale, cu noi, cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Luați lumină din lumină, ca aur pur din mireu, credința noastră e creștină, cu noi. Cu noi e Dumnezeu. Noi e Dumnezeu. Veniți sub turla cu fereastră și credincios, dar și ateu, iubirea e puterea, puterea. noastră, cu noi, cu noi, e, cu noi Dumnezeu. e Dumnezeu. În lumea plină de minciună, ne trebuie un panaceu, doar legea sfântă ne adună. Dumnezeu. Cu noi. Cu noi, Dumnezeu. Am revăzut-o pe Ana Maria. Da. Am De... revăzut-o, eu am lăsat-o acasă. plecând Deci, în eu, cred că a fost o surpriză plăcută vai, materialul vai, vai. pe care l-am pregătit. De asta nici n-am vrut să vă, să vă dezvălui ce urmează. Da, da. O mare surpriză, o mare bucurie. Ana este acum studentă în anul întâi. Vai, cum mă gândesc cum era. Eu este o să nu se de, de când avea șase ani. <laughs> da, vă dați seama. Știa să citească, știa poezii pe din afară, iar acum este eminentă studentă la limbi străine, la spaniolă portugheză. Și n-am mai ieșit de mult cu ea într-o emisiune de televiziune. Când facem odată împreună o emisiune, să Cu mare drag ar pentru face că, o deosebită pentru plăcere. Pentru că e, un, e și un interlocutor. E și foarte deșteaptă și foarte echilibrată și... Acum e și foarte frumoasă, a slăbit foarte mult, are o voință colosală. De ziua mea, de 20 iulie, a zis că vrea să se prezinte cu lui Luc, <laughs> în fața oamenilor. N-am să vă las să ieșiți din stare, pentru nu. că v-am mai pregătit ceva vă și după aceea o să ne întoarcem la vă discuții. Vă Ține minte, fiul meu! Este fiul meu că există Dumnezeu. Poftiți. Și un jurământ te leagă. Și un jurământ te leagă. Sala noastră nu e întreagă. Însă asta doar. Însă asta doar, într -o doar, doar până într-o zi. zi. Când vei fi și să tu bărbat. Când vei fi și tu bărbat. Să te simți mereu să soldat. Să te simți mereu soldat. Pentru vechile hotare. Pentru vechile hotare. Pentru România Pentru mare. Ro Doamne, o crotește-i pe român. Pentru vechile votare. Pentru vechile votare. Pentru România mare. Doamne, o crotește-i pe români! Doamne, o pe român. Doamne, o pe români un alt mesaj da. care ajunge iarăși direct direct în sufletul fiecărui om care se simte român. Nu este de ajuns doar să fii, pentru că iarăși sunt foarte mulți care au plecat în străinătate și vor cum să se dezică de uh, naționalitatea pe care o au și de rădăcinile nu, pe care le-au. Nu le cred au. că de naționalitate vor să se dezică. Uh, le e foarte greu să explice unele, uh, unele neguri din țară, unele în, înapoieri din țară, unele răutăți, dezordinea asta în care trăim, le e foarte greu să explice. Eu nu cred, pur și simplu nu cred că există român care să nu rămână cu el însuși în condiția de român, chiar dacă mai zice câte un lucru critic, vedeți, eu am scris și Tudor Gheorghe a făcut o melodie colosală colindu' celui fără de țară. Să o căutați, să o ascultați, că e nemaipomenită. O și cântă cu Marea Filarmonică din Craiova, cu, uh, cu un dirijor excepțional, cu uh, instrumentiști fenomenal, pe care nu trebuie să-i pierdem. Că dacă distrugem și filarmonicile, și casele de cultură, și ministerele uh, de resort, asta, cultură, învățământ, dacă. atunci ne bestializăm. Marius Cristescu, uh, dirijorul de la Craiova, a făcut împreună cu Tudor Gheorghe din, dintr-un dintr dintr uh, cântec în plan, un cântec în spațiu. Nu e mai pomenit. Și este chiar această idee. Cum se simte românul în străinătate de sărbători? Când îi, îi vine să culce capul, să-l pună pe pământ, pentru că uh, e cel mai greu atunci. Când miroase, de exemplu, la cozonaci, la tine acasă, într-un sat amărât, în care te duci la rude, într-un într oraș în care ninge și știi că e o fereastră undeva pe care se uită cineva să te aștepte. Într-o casă de oameni, într-o casă de prieteni. Asta nu, e, asta nu se poate înlocui cu nimic. Și mie mi-e foarte dragi oamenii din străinătate și îmi dau seama câtă nevoie au de căldură, câtă nevoie au de comunicare cu țara. Pentru că la ei, în, în sufletul lor, este și nevoia de demnitate, și nevoia de pâine, e și suferința pentru cei de acasă. Și, și mai străinarea, sunt... și uh, faptul că, indiferent de ceea ce ar face, nu se pot simți acasă printre străini, sunt. Uh... Da, trebuie generații și generații sunt ca un român multe din străinitate să se simtă. Da, eu l-am cunoscut foarte bine pe Mircea Eliade din America, în 70-71. Am citit interviul pe care l ați dat. Da. <laughs> și ceea ce încă n-am povestit pe larg, este cum se simțea de sărbători. Eu am fost la el de Crăciun și știu că îi veneau prieteni, îi veneau mari filozofi ai lumii, îi venea uh, prietenul său, Saul Bellow, un mare scriitor american, un evreu uh, renumit și și care ne iubea și vorbea foarte frumos de noi și făcea și epigrame cu Madame Lupescu și nu știu ce, nu știu ce epigrame ar face azi. Și e, Eliade avea partea aia de tristețe și el și e, soția lui, partea aia de, de, de pământean căruia i s-a luat pământul. Și mă întreba de fiecare scritor român și cum e Marin Preda, și cum e Stancu, cum, e, cum mai e Miron Paraschivescu, cu care m-am înjurat când eram tineri în revistele de dreapta eu, de stânga el. Și așa mai departe. E o, e o, 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 o nebunie despărțirea. Și mai ales cum era în perioada trecută despărțirea fără putință de întoarcere. Când l-am cunoscut pe Iorghez Zanfir care era blocat, nu avea voie să intre în țară. Și după aceea, când l-am întors la el, la Maș și l-am convins ca senator atunci cu puterea pe care mă dădea reprezentativitatea aceasta, să încercăm să se întoarcă în țară. Din păcate, atitudinea față de el, a oficialilor, este la fel de proastă. Și azi, ca și atunci. Și e un geniu, pot să mă cer cu el, Da, e un geniu pe care ar trebui să-l respectăm și să-l facem să-și trăiască anii bătrâneții cum se cuvine. Da, într-adevăr, sunt, sunt, atâtea, sunt atâtea lucruri care ne leagă totuși de pământul acesta din care din care ne tragem fără să ne dăm seama. De cele mai multe ori noi tinerii, ca să ca să zic așa, nici măcar nu realizăm cât de bogați sufletește suntem aici, dar cu toții ne dorim să fim dincolo. Da, să avem ca parte să, ne să avem parte de acel acea strălucire pe care ți-o oferă occidentul, pe care ți-o oferă da, Europa. Da. Foarte bine, dar ne întoarcem. Stăm ce stăm, învățăm și eu am stat un an academic în Statele Unite ale Americii. Și nebuneam. Primeam scrisori de acasă la trei săptămâni după ce erau puse la poștă. Și aflam evenimente care sunt de mult depășite. <lip> <lip> aflam, de exemplu, vestea că au tuns o pe Ioana, fetița care mi-a fost așa de dragă, prima mea fetiță. Și că au tuns o până să vină scrisoarea prin, uh, prin vapor. Începuse să-i crească părul. <laughs> și așa mai departe. Ei, într-adevăr, dorul este îngrozitor, dar este și productiv. Mai avem uh, foarte puțin timp la dispoziție. Știu. Asta și, e e și de aceea e valabil și cu viața. Dacă da. ar fi, nici nu știu cum să pun întrebarea, dacă ar fi să le dați un sfat uh, celor de vârsta mea sau celor care sunt încă pe băncile școlii pentru a încerca să transforme ziua de mâine într-o zi mai bună pentru ei și pentru generațiile care trăiesc astăzi. Hai că vă spun astăzi. un sfat pe care l-am primit și eu de la un uh, domn, William Shakespeare, <laughs> și astfel cum ziua urmează nopții, să-ți fii credincios ție însuți. Eu cred că uh, nu e târziu să vorbim de dreptul de a avea identitate, de dreptul de a avea personalitate, dar și de dreptul de a aparține de identitatea comunitară, de identitatea națională. Eu nu cred că a trecut vremea națiunilor, eu nu cred că uh, trebuie să lăsăm altora să rezolve problemele din această țară, din această comunitate, care este grav avariată de uh, haosul, de dezordinea, de disprețul față de munca productivă. Noi trebuie să ne întoarcem fiecare la ceea ce poate face cel mai bine. Nu se poate. Dar asta înseamnă să ne asumăm responsabilități. Și să, și să și avem... Și să nu fugim de ele. Și să avem la nivel de arhitecți ai societății, la nivel de oameni publici, oameni politici, să avem oameni care să știe să împartă și obligațiile și drepturile și să le împartă echitabil. Dacă vom pune surzi să dirigeze orchestre, dacă vom pune ologii să bată recorduri la viteză, dacă vom pune egoiștii să, să, sau vom lăsa egoiștii să conducă destinul unei comunități, inclusiv comunitatea națională, nu va ieși nimic. Nu va ieși decât haos, nu va ieși decât... Țineți minte, suntem în pericol să reînceapă nenorocita luptă de clasă. Asta este o chestie foarte periculoasă. Și această zezanie dintre noi, această diconie, care se întemeiază, din păcate, tot mai mult pe sărăcie. Pe faptul că uh, unor oameni, multor oameni din această țară, le devine imposibilă viața. Așa că eu, pe. pe. <coughs> rugă pentru părinți. Rușcă, uh, le cer și tinerilor și, și celor mai puțin tineri, și celor bătrâni încredere și, uh, și activism, militantism pentru a pune lucrurile în ordine, pentru a. A clarifica ceea ce se poate clarifica pentru a nu ajunge la confruntări. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat și invitația mulțumesc. noastră. Mi-a făcut a o mare fost, plăcere. A fost o plăcere extraordinară și sper să -i acceptați o invitație pentru o emisiune viitoare. Așa va fi. Până data viitoare, dragii noștri, Reniți Miricioi vă dorește toate cele bune. Vă urează să aveți o săptămână plăcută. Și înainte de no, acest par, lucru... În eu am venit aici și cu mai multe cărți. N-am avut când să citim și nici nu erau că... Dar eu vreau să vă spun așa, că eu continui să scriu și că... Știm ca o ultimă informație. Sunteți considerat de către români cel mai apreciat poet da. în viață. Așa am văzut în ultimii ani. În ultimii ani. 20 de exact. ani. E o carte nouă pe care... La sfârșitul anului trecut am scos-o. Libertatea de unică folosință. Vreau să vă spun că e și o carte, o antologie, Doamne ocrotește pe români. În care am ascultat unii. un e o, o carte, rugă pentru părinți, ajunsă la a patra ediție. Și una care se numește, într-un fel, care răspunde și e, întrebării, ce mai faci? Iată. Încă viu. Încă viu. Sunt încă viu și stau la dispoziția neamului meu. Iar eu, dragii noștri, îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă invit să ne urmăriți și săptămâna viitoare.